Cred că astăzi cu toți ați văzut o echipă care nu avem cum să ascundem această tinerețe care o are. Am ajuns aici sus, am ajuns să ne batem pentru a câștiga campionatul, am ajuns să facem o repriză sau 30 de minute extraordinare, deci incredibile, cu un fotbal nemaipomenit. Am avut șansa să terminăm meciul, dar tinerețea și lucruri care nu putem să-l ascundem ne-a adus ca după aceea 60 de minute să jucăm un fotbal doar să ne apărăm. Astra, cu experiența care o are, cu jucătorii de valoroși, de experiență care mult mai mare decât noi, deci mult mai mare, au venit peste noi, ne-au creat presiune, am făcut greșeli inadmisibile și am dat ocazia ca meciul la un moment dat să fie ca și pierdut. Dar am avut șansă, am tras de rezultat, am dat cu ea lungă, am urmărit, le-am zis că e un meci în care trebuie să urmărim să facem rezultat, 3 puncte, 1 punct, dar în același moment le-am zis că ca să faci rezultat cu Astra trebuie să te duci să marchezi goluri. Au făcut lucrul ăsta, m-au ascultat, cred că a fost bine, e fericire mare, dar sperăm, confirmăm că merităm să fim în play-off, o echipă tânără, cu jucători tineri. Am promovat și am băgat a doua repriză, schimbările au fost de jucători tineri, dar acestea suntem, lotul nostru ăsta e, ne gândim și la meciul de joi, trebuie să avem, pentru că fiecare meci e important, echipele sunt foarte bune și vom vedea ce va fi. Dar ne bucurăm de momentul ăsta, suntem fericiți și e fantastic în momentul de față cum arătăm. E o chestie, nu credea nimeni, cred că din România nici eu, nici nimeni, că noi putem să fim aici în momentul de față, în această perioadă, sus, pe primul loc, cu 3 puncte în față, nimeni. Dar mergem, vedem dacă o să fim capabili să producem minunea, că asta e minune adevărată. Dacă o producem, dacă nu, asta e, fiecare meci e un test important pentru noi, pentru ei, experiență, căpătăm experiență, genul de meciuri puternice în care înveți multe, arătăm că am arătat că merităm acest moment, ne-am bătut pentru el, am muncit și sunt fericit, dar mai sunt meciuri, programul e foarte greu și vom vedea dacă o să fim în stare să fim acolo, dacă nu, asta e. Zic că dacă ți-a spus cineva înainte de cele 3 meciuri, dacă viitorul e așa, ce ai spus? Dar nu mai suntem la momentul în care dacă luăm 7 puncte, 1 punct. Noi luăm fiecare meci în parte și fiecare meci are 3 puncte și noi trebuie să jucăm la nivelul care cel mai bun să scoatem rezultate. Trebuie să știm să jucăm la rezultate, contează mai puțin fotbalul care îl practici. Deci învățăm multe momente, sunt meciuri puternice pentru noi, echipa arată mai responsabilă, mai bună ca anul trecut. Cea de anul trecut a fost mai tehnică, fără experiență, noi avem acele meciuri, ne-au învățat ceva cu acești jucători, dar luăm meciul în parte. Acum ne gândim la Craiova, trebuie să ne batem iară să facem rezultat pozitiv, acasă nu avem cum să greșim, dacă greșim, cu siguranță că ne vor depăși celelalte. Orice meci e important. Noi sunt 7. N-avem cum. Sunt puncte în joc și Dinamo are șanse dacă prinde 3 meciuri la rând să câștige. Pot avea șanse. Deci eu nu văd oricine cu oricine. Orice rezultat e posibil. Pentru că echipele sunt bune, sunt egale. Noi suntem cei mai jos tinerețe. Noi avem un minus foarte mare față de ei. Dar avem și un plus, pentru că jucători foarte, foarte talentați, imprevizibili și talentați, așa cum am făcut-o în prima repriză, un fotbal extraordinar. Ce a făcut Coman în prima repriză? Mă scuzați, da? Ce să mai comentăm? Nu? Atunci, deci suntem capabili, da? A doua repriză am jucat cu 3 jucători de 98. Unul de 97. Ce a făcut Nedelcu, cum a jucat Nedelcu astăzi? Nu știu dacă a greșit o minge. Nu știu dacă a greșit o minge. Și nu 7 născut. Mijlocaș central.
minte. Producem jucători, dăm oportunitatea, riscăm rezultatul, pentru că ne asum aceste riscuri, riscăm poate un rezultat, dar pentru că nu suntem obligați, nu v-am zis, nu obligați, nu avem obiectiv acesta de a fi campion. Dacă se întâmplă, e ceva incredibil, da? Da, vom vedea. Cu ce jucător din generația ta l-ai comparat pe Coma? De cine ți-a aduce aminte? De fratele lui, prietenul lui, Ilie Dumitrescu. O să și-l dau să aibă grijă de el. Am și vorbit deja. Pentru că seamănă foarte mult cu el. Nu are apucături de decar, dar are un jucător, un atacant foarte interesant. El să rămână cu ce are pe pământ, să muncească, că e o vulpe. E un jucător foarte interesant. Cum ai trăit cele două penalturi? Cum ai ce sunt? Primul am zis că trebuia să-l bag pe Coma să bată. Al doilea am zis să bată Coma când a luat roșu. Am greșit-o și eu. Așa sunt. Așa e fotbalul. De unde aveam meci în mână, a venit imediat gol, pe greșeală de apărare, mâna am luat adâncime, pe minge am stat în linie și au venit golul, au venit peste noi, puteau să facă să ne egaleze, puteau să și mai blocheze. Dar un meci interesant, frumos, deschis, pentru că și noi am jucat deschis, trebuia să jucăm deschis cu Astra, nu putem să ne apărăm, nici nu știm să ne apărăm, așa cum am făcut ultimele 20 de minute, nu e foarte greu ca noi să, sau ultimele 30 de minute a doua repriză. Da? Trebuia să o facem. Ați avut și intenția de a experimenta cumva un joc ăsta de apărare? Adică ați fost premeditat să... Am spus înainte, nu. Nu? Nu trebuia să atacăm, trebuia să marcăm, trebuia să facem rezultat bun, pozitiv. Acesta a fost obiectivul nostru, acest lucru l-am comunicat la ședință, dar obligatoriu trebuie să marcăm, altfel nu avem cum să facem rezultat bun cu Astra. Cu spirit ofensiv și l-am avut cât am putut. După aceea a trebuit să ne apărăm. Cum ne-am apărat cu... cu rupul, cu toate, asta e, n-am avut ce face. Nu mai puteam să-i controlez, nu mai aveau poziții bune în teren, ei pasau bine, nu mai făceam presiunea, le-am dat timp și spațiu să gândească și când le dai acest lucru, sunt jucători foarte buni. Crezi că asta a ieșit din lupta pentru FIFA? Nu mă gândesc, nu cred că nicio echipă nu ieșită dacă câștigă următoarele 3 meciuri, 4 meciuri, mai sunt 7. Domnilor, nu, asta cu a ieșit aia, nu. Toate meciurile sunt... Iar de ce vorbiți de ieșită de la titlu? Europene, calificare în UEFA League nu e și asta, nu e un lucru. Locul 2 nu există, locul 3 nu există. Pentru că primele două echipe se duc. Să se lupte pentru Champions League după aia, nu? Atunci e important și locul 2. E important și locul 3. Sunt niște bani de la televiziune, adică omitem niște lucruri așa, le aruncăm. Da. Îmi place să aruncăm. Eu mă gândesc fiecare meci în parte. Și vedem dacă putem. Craiova cu Ivan, fără Ivan, e un plus pentru viitorul? Vedem joi. Vom vedea. Ce să zic eu, un lucru care... Să pun un lucru, nu. Vom vedea joi dacă e un plus sau n-a fost plus. Vom vedea. Depinde de noi, jucăm acasă, întâlnim o echipă talentată ca și noi, tânără, talentată, agresivă, iute, și trebuie să fim, să facem un meci foarte, foarte bun, fără minge, să stăm bine, ca să avem șanse mari cu ei. Dacă nu o să stăm bine, atunci o să avem probleme multe. Dar dacă o să stăm bine, probabil o să câștigăm. Atunci cred că aveți cel mai ușor meci față de contracandidat. Ce ușor de să vorbești. Fii bine tu, te las la antrenor și pregătește tu meciul, că vrea să vezi ce ușor e. Te las pe tine pe bancă. Nu înseamnă că 3 puncte sunt. Păi atunci ce mai? Te las pe tine să o pregătești. Ce mai contează, nu? Hai, domne, să fim serioși. Dacă îmi dați mie o echipă din play-off care nu e bună și nu e capabilă să câștige meciul, atunci... Ultimii suntem noi. Pentru că vârsta e 21 de ani și 3 luni, parcă, nu? E foarte tânără. Enervant de tânără. Și cu jucători, ce experiență să ai? De unde au... Bine, vin de la junior, au câștigat, sunt campioni. Nu genul acesta de meciuri, cu jucători care... Ce jucători are Astra? Cu 30-40 de meciuri în Europa, de 4-5 ani, joacă în Europa. Câștigă sau bătut la campionat, toți! Dați-mi lotul, toți! Păi atunci acum ai mei, nu să mai aibă unul la Roșu Puțucudean, care a mai ieșit și el pe afară, să mai fie unul sau altul, care are vreo 2 meciuri pe acolo. Și restul de unde le găsesc eu meciurile astea? E, pentru noi, meciurile astea de play-off sunt extraordinare.
ne călesc, ne învață, teste importante pentru creșterea, formarea noastră. Greu de tot, da? Vom vedea dacă vom fi capabili. Florinel Coma, în următorul transfer de milioane și aș vrea să vă întreb și dacă ați accepta să-l dați unei echipe din România la un eventual transfer. Eu produc jucători. În vară ce m-avea față de anul trecut, să răspund concret, cu anul direct. Anul trecut față de anul ăsta am schimbat 10 jucători. Echipa am schimbat 10 jucători. Față de anul trecut, de play-off. Până acum, am schimbat într-un an 10 jucători. Au plecat jucători importanți, nu țin niciun. Important să ne placă oferta și el să fie de acord. Pentru că noi totdeauna, sau eu cel puțin, întreb jucător. Cu toate că, na, am un raport bun cu ei, îmi întreb, el trebuie să fie de acord și el. Dar asta e menirea noastră. Totdeauna și totdeauna noi o să fim formatori. Cu un centru de copii și juniori, cu o academie foarte bună care ne formează jucători. Totdeauna. Dacă ajungem să luăm și campionatul, Dumnezeu e sus și El știe. Restul noi o să muncim, vrem să creștem. Când o să fim capabili sau cei mai buni sau cei mai tari, o să o declarăm. Acum nu avem. Nu avem. 10 jucători sunt. Eu jos sunt pe primul loc și am 10 jucători refuzați de alte echipe. Zero. Da? Care nu sunt din Academie. 10 jucători. Și 2 cu Iancu și cu Chițu, care au fost refuzați de alții. Și la mine eu joc cu ei. Și sunt pe primul loc. Cu restul tineri, de 97, 96, 98, 94, crescuți în casă. Dar restul ei, vremeceam aproape un minut la Dinamo. Nu? Păi cei de la mijloc? A, lăsăm Purece și Roșu, care dar au rămas liberi. Am luat jucători liberi, n-am băgat. Dar la mine crește randamentul morar la fel. Nimeni nu l-a văzut. Vine, joacă cu ceilalți din Academie, cu Țuculeana acum. Facem ce putem, pentru că eu sunt un... N-am bani și atunci mă duc să găsesc jucători. Dar 24 de ore sunt să văd ce iau, ce pot la nivelul meu care am. Pentru că eu n-am buget extraordinar să plătesc jucători, cum am făcut greșeala de anul trecut în iarnă. Și acum bugetul e mult mai mic față de cel de anul trecut, adică salariile noastre. Fixe plus bonusuri. Deci nu putem la nivelul ăsta să o ținem, dar formarea, noi vindem, dăm jucători, formăm jucători și o să le dăm dacă e vreo ofertă convenabilă, bună, oriunde, că e în România, că e în străinătate, important să ne placă, să o vedem, să o analizăm dacă e bună. Eu niciodată n-am fixat un preț al jucătorului, piața mi-l fixează și văd dacă pot, dacă-s de acord, dacă am oferte multe, atunci o să aleg, dacă nu. Nu vă gândiți în eventualitatea în care luați campionatul, jucați în Champions League, nu vă gândiți să schimbați strategia și să formați un grup, adică să-i țineți? Acum, că tu ce crezi, că eu nu fac și... că nu mă gândesc la ea, nu? Nu ți-am zis cu o conferință înainte, nu v-am zis că eu deja o gândesc echipa din vară? Măi, oamenilor, când o să dorm eu, nu dorm, stai liniștit. Când 24 de ore lucrez, manager, trebuie să produc, trebuie să cunosc orice fotbalist, divizia A, divizia B, divizia C, din România, trebuie să-l cunosc. Și dacă pot și îmi place, îl iau. Și pot să-l iau cu ce? Cu zero, că n-am deocamdată. Am avut niște bani pentru Roșu, ca să accelerăm niște lucruri, da? Deci stai liniștit că ne gândim și la ieșiri și la intrări. Sunt variabile, nu știi. Poate fi, poate nu fi, nu știu. Voi vedea, sper să fie, să am multe, să am și ieșiri, să am și întrebări bune, dar totdeauna când fac o strategie nu pot să fiu mai slab ca anul trecut. Deci anul trecut a plecat 10 jucători, nu facem mai bine ca anul trecut. Cum? Nu știu. Eu știu cum o facem, pentru că suntem acolo, muncim, împreună, gândim, avem o viziune, vedem fotbalul, creăm o echipă care să joace. Cam asta. Cât de mult a contat lipsa lui Șumudică de pe bancă astăzi? Credeți că v-a ajutat și asta într-o oarecare măsură? Îl felicit pentru tot ce a făcut la Astra. Pentru că un antrenor care a demonstrat în România e foarte bun, e inteligent, are o echipă deșteaptă, inteligentă ca el, te adorme și când tu dormi, el te lovește, e foarte echipă la fel cum e el. E un antrenor
bun, n-are rost să mai zic eu, care a demonstrat în România că un antrenor din categoria tineri bun, de perspectivă, care poate fi foarte bun, de să devină foarte bun și interesant. Bravo lui, îl felicit pentru munca care a făcut-o aici, pentru că tot ce a realizat el, n-ai decât să zici felicitări și atât. Restul, dacă întrebarea ta e șmecheră și nu o să răspund, doar atâta, pentru că dacă orice zice, ar ieși o polemică. Așa că nu o să răspund. O las că el în adevărul ăsta e și atunci vorbesc despre cine e și unii, un antrenor foarte bun care a demonstrat lucrul ăsta și nu trebuie să fie teamă să spui că e un antrenor foarte bun. Bine, vă întrebam pentru că el a spus de multe ori că arbitrii... Vezi că și la Constanța a fost așa. Când pui întrebarea, gândește-te. Da? A, da, vezi? Ți-am răspuns. Poate au fost ei un pic mai prea sigur pe ei. Deci la Constanța, dacă nu luam goluri din faze fixe, că am luat goluri din faze fixe. Dar cu o echipă mare ca Astra, iei goluri din faze fixe, du-te acasă. Că până le mai dai gol și ce faci? Așa că asta ne-am luat. Ei sunt foarte buni pe atacuri rapide și pe faze fixe. Cei mai buni din România. Punct. Pentru că asta e arată, statistica, tot. Tu când ataci, ești și mai bun. Să ai grijă la contraatac. Că știu să o fac. Știu să se apere, știu să-ți ia mingea, te adoarme și pleacă. Prinde-i. Și ce au făcut și astăzi, n-ați văzut? Din păcate am avut și șansa astăzi. Multe momente, șansă. N-am luat gol din fază fixă și atunci a fost de aia să probabil e acest rezultat, pentru că și Astra are merite multe, foarte multe astăzi. N-am intrat. Au fost unii, nu știu câte situații pe acolo prin care care puteau fi să marcheze. Dar așa e câteodată fotbal. Odată intră, odată nu intră. La Constanța a intrat acea lovitură de la 35 de metri, bătută pe colțul lung, gol. Când noi jucam foarte bine. Când noi jucam foarte bine. Și s-a rupt echilibrul, după a venit golul 2, minutul 44 și așa e fotbalul. M-am spus, de fapt, cu asta am început, nu? Nu e diferență mare între în play-off echipele. Sunt doar situații, detalii care pot la un meci să vină într-o balanță sau în cealaltă. Chitul v-a dezamăgit astăzi, a tratat multe acțiuni destul de lejer și penal ratat. Am câștigat la Astra. Cu echipa mea eu pot să mai... Cu toate că analizăm, dar nu pot, nu. A muncit, a atras de el, s-a zbătut singur cu ei acolo. A făcut munca care trebuia să o facă cu un jucător foarte bun în formă, cu Nesăpunaru și cu Fabrizio, care e deja un jucător care a jucat la nivel european, nu? De la o echipă ca Partizan, nu joacă oricine. Un fundaș care a jucat în Europa, deci nu joacă oricine la o echipă campioană. Și atunci, normal că i-a fost greu cu ei, noi nu l-am ajutat. Când l-am ajutat, a făcut-o foarte bine. Când echipa nu l-a ajutat, n-a putut nici el de unul singur ce să facă. Să întoarcă muntele singur el, nu. Imposibil. Da. Mersi. Seară bună.